Alex? În primul rând, da, mai văzut că pregătesc ceva. Sunt sigur că sunt foarte mulți jucători, în primul rând, care ne urmăresc și care ar trebui să înțeleagă mai bine cum s-ar transforma lucrurile acestea în momentul în care avem cadrul legislativ, ce avantaje avem, ce dezavantaje avem. Și eu și tu venim dintr-un background în care știm deja ce înseamnă să fii licențiat, să lucrezi sub o federație, venim din sfera competițiilor reale de motorsport și fix asta vreau să prezint tuturor. Acestea sunt niște licențe, da? Documente emise de federație, de Federația de Auto în speță, da? O licență națională pe anul 2022, care implică evident că respectivul sportiv este membrul unui club afiliat la acea federație, iar aceasta este o licență emisă cu valabilitate internațională, vedem Federația Internațională a Automobilului prin reprezentantul său din România, care este Automobil Clubul Român. Aceste două entități, pentru noi din sfera racingului, nouă ne sunt familiare, amândouă, pentru că cu FRAS, Federația Română de Automobilism Sportiv, am organizat deja un campionat național digital de circuit în 2020. Regretul meu este că a fost doar o modă în momentul acela, în momentul în care sportul real a fost pe pauză. Hai să facem ceva virtual. Atunci a apărut și Liga 1 de FIFA și a dispărut imediat după aceea. N-a avut continuitate nici acea inițiativă virtuală de FIFA. La fel și în cazul nostru a fost un sezon în primăvara lui 2020 organizat alături de federație, care ne-a oferit totuși un ajutor într-un fel. Acum ne este mult mai ușor să înțelegem cum ar trebui adaptate regulamentele unei competiții, iată, independente de astăzi, că noi am pornit de la scheletul regulamentului nostru, astfel încât ea să se muleze pe framework-ul unei federații. Era până la urmă un campionat național, la fel ca alte aproape 20 la momentul respectiv. Trebuiau să existe norme unitare. Asta trebuie să înțeleagă astăzi și jucătorii. Va apărea o federație de e-sports în România, care va stabili un framework, care va decide ceva foarte, foarte amplu, foarte, foarte general, pentru că e multă varietate de la o platformă la alta, de la un joc la altul până la urmă. Da? Dar important este că nu vei mai putea să-ți faci regulile așa cum vrei în momentul în care vrei să te numești campionat național de Counter-Strike, Dota, Sim Racing, FIFA, ce vrei tu. Jucătorii, pe de altă parte, vor trece la o altă formă de organizare. Beneficiile sunt clare, le-a expus și domnul Socaciu, da, poți vorbi de oameni angajați pe bune pentru ceea ce fac, poți vorbi de protecție socială, de CAS, de toate lucrurile acestea, de o profesie în sine recunoscută. Pe de altă parte, structural și organizatoric, asta înseamnă că vor apărea o sumedenie de cluburi din punct de vedere juridic, ACS-uri, lucru cu care astăzi nu era nicio nevoie ca acestea să existe, dar în noua organigramă și sub o federație nu vei mai putea să vii tu să te așezi la un calculator și să te înscrii în campionatul național. Va trebui să o faci printr-un club, implicit asta va însemna licențiere pe club, respectarea unor regulamente de ordine interioară la un alt nivel, la un alt statut, reprezentare a respectivului club prin tot ceea ce faci și prin tot ceea ce ești. Voi da un exemplu recent din Formula 2. Iuri Vips, un pilot de talent de pe filiera Red Bull Racing, un junior Red Bull, pilot foarte bun, în timpul liber juca un joc, făcea un stream pe Twitch, a scăpat un cuvințel care are o anumită conotație rasială și e în debate în Statele Unite adesea și a fost dezafiliat de filiera Red Bull, pierzând atât 2 milioane de euro, costul sezonului respectiv, cât și amanetarea viitorului său către Formula 1 în secunda 2, a doua zi. Jucătorii noștri, mi se pare că mulți dintre ei nu sunt pregătiți pentru asta. Și asta nu complică prea mult și întreb și pe ei. Mă uit la multe streamuri românești și cred că ar trebui să începem să intensificăm educația în această arie. Vrem această profesionalizare, ea vine cu un cost, cu costul de a vorbi un pic mai rigid cum o facem noi aici. Cred că e nevoie de normalitate. Cred că ăsta este primul lucru de la care trebuie să începem. Un cod de conduită, fie că e vorba de sportiv sau de atlet sau de organizator sau de viewer,
E nevoie de bun simț, normalitate și să începem de acolo. Nu cred că lucrurile pe care ar trebui să le facă federația asta sunt incredibil de restrictive, dar trebuie să, să pornească de la reguli de bun simț prin care cu toții să ne simțim, cum am zis înainte, în siguranță, să putem performa. Adică să nu fim, să nu fim tratați diferit decât ar fi trebuit să fim tratați. Și în același timp să și oferim respect. E un lucru dual. Să înțelegem că există niște reguli, să le respectăm, să le tratăm ca atare și apoi și organizatorii și sportivii să, nu știu, să pornească de la un numitor comun. Asta lipsește în România și cred că cu asta ăsta ar fi cel mai mare impact pe care l-ar avea în zona de creștere a ecosistemului. O normalizare a ce înseamnă domeniul și a-l transforma în ceva cu adevărat serios. Pentru că sunt oameni care își câștigă traiul din asta, sunt oameni care performează incredibil de bine din ceea ce fac în diverse jocuri și credem că pot să fie din ce în ce mai mulți oameni din România care pot să facă exact același lucru, dar chestia asta nu se poate întâmpla dacă nu tratăm lucrul ăsta cu foarte mult respect pentru ceilalți, pentru noi înșine și dacă nu respectăm niște reguli care nu trebuie să fie incredibil de multe sau de birocratice, ci trebuie să fie acolo pentru a asigura tot ecosistemul că lucrurile sunt corecte, coerente și stabile. Atât de simplu, adică nu ne dorim o fragmentare complicată a ecosistemului, ci mai degrabă o normalizare a lui.